Doamnelor și domnilor, Marcel Spătaru este gazda voastră la Erudit Cafe. Bună ziua, dragi prieteni, suntem la Erudit Cafe. Astăzi se va discuta finala celui de-al treilea sezon regulat al anului 2021 în clubul nostru. Și în această finală se întâlnesc echipele Blitzkrieg și Surpriza. La masa oranj, echipa Blitzkrieg, Valentin Șofranski, Vlad Țârghi, Ștefan Cebotaru și capitanul echipei Oleg Pavlov. Adversarii lor la masa albă, echipa Surpriza, Adriana Motruc, Gheorghe Pupăzan, Dan Cristian Cubreacov și capitanul echipei Iulian Gramatski. Blitzkrieg, Surpriza este finala pe care mulți ar fi anticipat-o înainte de începutul sezonului. 8 echipe au fost în acest sezon. 2 dintre ele au ajuns în această finală. Vor fi 2 reprize de câte 8 întrebări în finala de astăzi. La masa oranj, echipa Blitzkrieg, deținătoarea titlului de echipa anului în clubul nostru de 2 ori. Oleg Pavlov, capitanul echipei astăzi. Oleg, a fost la limită câștigul de săptămâna trecută împotriva echipei Vegas. Și a fost o ultimă întrebare destul de dificilă. Am văzut că i-a stârnit discuții după emisiune. E chiar atât de greu să-ți dai seama că furnicile se întind dimineața ca oamenii? E greu să ajungi la această versiune? Nu știu. Noi nu aveam timpul prea mult despre discuție, deoarece echipa Vegas a dat variante greșite și numai o indiciu a fost. Este adevărat. Reamintesc telespectatorilor, ultima întrebare din emisiunea precedentă a fost despre un obicei al oamenilor pe care îl fac și furnicile dimineața, chiar dacă ele nu dorm. Da? Mulți oameni când se trezesc se întind și apropo, doctorii spun că a te întinde excesiv dimineața poate fi dăunător pentru că se exercită o presiune mare asupra coloanei vertebrale. Așa că dacă acum duminică abia v-ați trezit, fiți atenți cum faceți exercițiile fizice. De partea cealaltă, echipa Surpriza, Iulian Gramatski, voi cum vă antrenați dimineața înainte de joc? Diferit. Eu cred că noi aveam o echipă destul de sportivă. Da. Aveți niște ritualuri înainte de emisiuni, mai ales înainte de emisiunile decisive, finale? Nu știu, poate suntem așa plictisitori și nu aveam ritualuri, dar petrecem timpul foarte bine, comunicăm, ne distrăm. Două echipe cu foarte multă experiență, două echipe cu un bagaj enorm de cunoștințe. Blitzkrieg, Surpriza, anticipez un duel foarte strâns și interesant astăzi. Să începem așadar. Prima întrebare, atenție! Numiți orașul antic grecesc, situat în regiunea Eolia, aflată în Turcia din zilele noastre, la 26 km de Marea Egee, care a dat denumirea unei mari invenții din antichitate. Invenția nu mai este practic utilizată astăzi, decât poate în unele cazuri izolate. Să vedem, echipa Blitzkrieg are o prima încercare. Blin, am o versiune, dar poate este un pic prea greu. Să vedem. Cred că este antichitera. Cum? Antichitera. 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 Da, mehanismul antichitera. Din antichitera. Orașul antigrecesc, antichitera. Antichitera. Da. Nu este, din păcate, răspunsul corect. Timpul continuă pentru Surpriza. Și ultimul indiciu, numai pentru echipa de la masa albă, invenția este o piele de animal prelucrată special pentru a se putea face ceva cu ea. Nu vă spun exact ce, pentru că ar fi mult prea simplu pentru finală. Să vedem. Iulian Gramatski, nu ați uitat ce anume se întreabă, da? Sper. Va răspunde Dan Cristian Cubreacov. Așa. Dan Cristian. Obiectul la care se face trimitere este pergamentul, dar orașul este Pergamon, numit la latin și Pergamum.
Este răspunsul corect, într-adevăr, primul punct adus echipei surpriza de Dan Cristian Cubreacov. Pergam sau pergamon este răspunsul corect, într-adevăr. Acolo a fost inventat pergamentul, pe care în antichitate se scria. Era o piele de animal prelucrată special, tăbăcită, pe care se putea scrie. Astăzi, cu invenția hârtiei, nu mai avem nevoie de pergament. Întrebarea următoare, atenție. Ce numea filozoful chinez Lao Tse elixirul vieții? Ce numea filozoful chinez Lao Tse elixirul vieții? El a dat denumirea unui vas de bucătărie. Echipa surpriza are un răspuns. Cine răspunde? Va răspunde iarăși Dan Cristian. Dan Cristian Cubreacov, te rog. La noi era vehiculată o versiune pe care am decis să nu o riscăm la primul indiciu, dar credem că este vorba totuși despre ceai. Ceai. Și obiectul vasul de bucătărie este ceainicul. Ceainicul este răspunsul corect, într-adevăr, 2-0. Am auzit această versiune la echipa surpriza la întrebarea de bază, dar, într-adevăr, era un pic riscant, putea fi orice elixirul vieții teoretic, dar ceaiul se asociază atât de mult cu China, încât devenea evident după primul indiciu. Întrebarea a treia, atenție. În 2000, la 20 de ani de la moartea acestei persoane, Fidel Castro a dezvelit în Havana o statuie care era dedicată. În cadrul ceremoniei, Fidel Castro a spus: "Și eu sunt un visător." Despre ce persoană este vorba? Așadar, încă o dată, în anul 2000, la 20 de ani de la moartea acestei persoane, Fidel Castro a dezvelit în Havana o statuie dedicată acestei personalități. În cadrul ceremoniei, Fidel Castro a spus: "Și eu sunt un visător." Născut în Anglia, într-o familie cu venituri modeste, mama sa i-a dăruit prima gitară la vârsta de 16 ani. Blitzkrieg? Răspunde Ștefan. Ștefan Cepotaru? They say I'm a dreamer, but I'm not the only one, John Lennon. John Lennon. Și ați avut această versiune până la indiciu, nu? Și această versiune. Dar v-a confirmat indiciul că este răspunsul corect, într-adevăr, John Lennon. Ștefan Cebotaru, primul punct pentru echipa Blitzkrieg. 2-1 în continuare pentru surpriza. Continuăm întrebarea a patra. Atenție! Care a fost prima țară gazdă a unui campionat mondial de fotbal care a fost eliminată după faza grupelor din cadrul campionatului găzduit? Iarăși echipa Blitzkrieg? Iarăși Ștefan. Ștefan Cebotaru? Sper că este Africa de Sud. Africa de Sud. Abia în 2010 s-a întâmplat asta, sper. Da? Da, așa este. Răspunsul corect, într-adevăr, Africa de Sud a fost prima țară care a găzduit un campionat mondial de fotbal și nu a reușit să se califice din grupe. 2-2. Întrebarea 5, atenție. În 1911, această țară a fost prima care a folosit o aeronavă cu motor în scopuri militare. Acest lucru se întâmpla în contextul spionării forțelor otomane din Libia. Despre ce țară este vorba? Aici ne vedem voi. Ce țară spiona forțele otomane din Libia? Cine răspunde pentru Blitzkrieg? Vlad Țărbi, da? Da, pe atunci Italia avea interes în Libia, Italia. Italia a cucerit Libia de la turci în 1912. Este răspunsul corect, într-adevăr? Italia. 3-2. Întrebarea următoare. În 1776, ideea ridicării acestei clădiri pe locul unei biserici nu era prea populară printre italieni, dacă tot vorbim de Italia. Totuși, găsirea unei lespezi cu imaginea unui mim antic roman în fundația bisericii a fost considerată de bun augur. Despre ce clădire este vorba? Să vedem echipa surpriza de această dată. Dan Cristian Cubreacov va răspunde. Până acum e un duel între Ștefan Cebotaru și Dan Cristian Cubreacov cu intervenția lui Vlad Sârghi la un moment dat, dar să vedem cum continuă acest duel. Vrem să riscăm și să credem, să asociem mimul cu teatru și să credem că este vorba despre un teatru. Despre? Teatru.
Este finala sezonului. Teatru, pur și simplu. Teatru nu este răspunsul corect. Timpul continuă pentru echipa Blitzkrieg. Această clădire găzduiește și Academia pentru Studiul Artelor Dramatice, al cărei scop este de a pregăti noi generații de muzicieni și personal tehnic. Să vedem, Blitzkrieg are o altă versiune, o altă variantă, da. Cine da, răspunde Vlad. Vlad, varianta noastră, teatrul La Scala. La Scala, încă un pas trebuia să faceți, Dan Cristian. Un teatru cunoscut din Italia, La Scala, bineînțeles, este răspunsul corect. Aplauze pentru Blitzkrieg 4-2. Un pic v-ați grăbit. Asocierea pe care ai făcut-o, Dan Cristian, este corectă, într-adevăr. Era vorba de un mim, respectiv teatru, și trebuia să mai faci un pas. Ce teatru din Italia cunoscut? La Scala. La Scala din Milano, da? Continuăm. Întrebarea următoare, atenție. Pe coperta uneia dintre edițiile acestei piese, vedem un singur obiect. Un scaun pe care nu stă așezat nimeni. Despre ce piesă din anul 1952 este vorba? Surpriza de această dată, Iulian. Cine are o versiune? Eu am o versiune. Patul lui Procust. Patul lui Procust nu este răspunsul corect. Fiind scrisă în franceză, apoi tradusă cu modificări în engleză, această piesă a fost votată în Anglia în 1989 drept cea mai importantă piesă de teatru de limba engleză din secolul 20. Echipa Blitzkrieg. Ce ne răspunde? Răspund eu. Cred că este Așteptările lui Godot. Așteptându-l pe Godot. Este răspunsul corect, într-adevăr. Scaunul este neocupat, fiindcă Godot nu a mai ajuns. Irlandezul Samuel Beckett își traducea în engleză propriile piese. Inițial a fost scrisă în franceză, apoi a fost tradusă în engleză. Piesa lui Samuel Beckett, Așteptându-l pe Godot. Este răspuns corect. Blitzkrieg 5-2. Sunt sigur că surpriza ar fi răspuns corect la această întrebare, dar ei nu aveau dreptul să răspundă pentru că greșiseră la întrebarea de bază. Noi continuăm. Întrebarea 8-a, ultima din prima repriză. Atenție! Cum puteți numi o femeie din India care poartă haine albe și nu are nicio bijuterie pe ea? Să vedem, surpriza are o versiune. Adriana va răspunde. Ar fi bine să fie răspunsul corect, Adriana. Înainte de pauză, 5-3 ar fi un scor bun care v-ar lăsa șanse bune de a reveni. Care este varianta voastră? Credem că este văduvă. În India? Da. O femeie care este îmbrăcată în alb și nu are bijuterie este o văduvă, da? Da. Adriana. Nu este îmbrăcată în negru, ca la noi. Da. Este îmbrăcată în alb. Da. Pentru că în tradiția indiană, văduvele se îmbracă în culoarea alb. Este răspunsul corect, într-adevăr. Și asta se întâmplă, surpriza menține distanța tolerabilă față de echipa Blitzkrieg. 5-3 după primele 8 întrebări. Totul se poate schimba în repriza a doua. Iar acum, în aplauzele voastre, voi invita duetul Doinița German și Valeriu Motovilnic, care vin cu piesa Moldova cântă cu mine.
a doua finale începe acum de la scorul de 5-3 pentru Blitzkrieg. Încă 8 întrebări sau poate un pic mai multe pentru a desemna câștigătoarea sezonului 3 în clubul nostru Erudit Cafe. Atenție, prima întrebare a reprizei a doua. Ce au în comun Regina Elizabeta a doua, Aurel Vlaicu și Ștefan cel Mare și Sfânt? Să vedem, echipa Blitzkrieg are o versiune. Răspunde Valentin. Valentin? E o variantă oarecum haotică. Considerăm că e ziua de naștere, 21 aprilie. 21 aprilie, ziua de naștere. Nu este răspunsul corect. Continuăm. Timpul merge pentru echipa Surpriza. Primul indiciu numai pentru Surpriza. În această listă ar mai putea fi inclus și generalul și președintele american, Ulysses S. Grant. Să vedem, are o versiune echipa Surpriza. Avem o versiune. În cinstea lor au fost numite aeroporturi. Aeroporturi. Nu este răspunsul corect. Blitzkrieg are un răspuns. Răspunde Vlad. Vlad Sârghi, te rog. Chipurile tuturor acestor persoane apar pe bancnote. Da. Îți mai dau o șansă să precizezi exact. Ștefan cel Mare, Pete, la Elizabeta. Cel puțin două dintre aceste patru personalități apar pe toate bancnotele, iar celelalte două au anume ceva specific în comun. Și au doamne, și au specific în comun. Pe ce fel de bancnotă? Pe bancnota de... Pe bancnota de... Franklin pe 100. Grant pe 50. Valoarea bancnotei trebuie să spui, înțeles, da? Trebuie să alegi valoarea bancnotei. Valoarea bancnotei, 50? 50, este răspunsul corect, într-adevăr. Pe 50 de lei, 50 de lire sterline, 50 de lei românești și 50 de dolari americani. Aceste persoane apar pe toate aceste bancnote. Trebuia să vă dau șansa să precizați, pentru că nu era clar din întrebare că se cere anume nominalul bancnotei. Continuăm. Întrebarea următoare. Atenție. Acest concept a fost introdus de negustorul italian Pizzano în anul 1202. Pizzano îl utiliza pentru a-și reprezenta pierderile și datoriile. Răspunde echipa Blitzkrieg iarăși? Răspunde Ștefan. Ștefan Cepotaru? Leonardo da Pisa, cunoscut și ca Fibonacci, a introdus numerele negative pentru a exprima datoriile. Datoriile și pierderile. Numerele negative este răspunsul corect. Într-adevăr, încă un punct pentru echipa Blitzkrieg, care se desprinde, iată, la 4 puncte, dar mai sunt încă 6 întrebări în acest duel. Totul este posibil. Atenție! Pentru filmul Marele Dictator, Charlie Chaplin a scris aproape toate replicile în scenariul filmului. Dar o serie de replici au fost totuși improvizate. Încercați să improvizați și voi astfel de replici. Asta este întrebarea. Trebuie să încercați să improvizați astfel de replici. Așadar, pentru filmul său Marele Dictator, Charlie Chaplin a scris scenariul și aproape toate replicile, cu excepția câtorva pe care le-a improvizat. V-am rugat și pe voi să improvizați astfel de replici. În acel film, Charlie Chaplin îl parodia pe Hitler. Acesta a fost primul indiciu. Și ultimul indiciu, Charlie Chaplin nu știa germana. Prima a fost echipa Surpriza. Cine va răspunde? Cine are talentul improvizării? Cum? Cine dintre voi poate improviza? Da, asta este întrebarea, de fapt. Trebuie să improvizați la fel ca Charlie Chaplin.
Ok. El cred că el încerca să spună cuvinte care ar suna ca germane, gen Kranzen, Katten, Krach. Ceva de genul și să gesticuleze foarte mult, da? Ca Hitler, da? Adică ceea ce spunea el era prefăcut în germană, dar nu era de fapt germană, da? Atunci când vorbea de la tribună ca și Hitler, este răspunsul corect într-adevăr? Un piculeț doar ai improvizat, dar se pune. Se pune, Iulian Gramatski, răspunsul corect într-adevăr. Toate replicile în limba pretins germană din film, pe care le spune Hitler de la tribună, interpretat de Charlie Chaplin, nu sunt în germană, de fapt, dar sunt într-un fel de limbă inventată care sună a germană. Întrebarea următoare, atenție. Numiți cultura agricolă care în proporție de 90% arde. Blitzkrieg a apăsat pe buton imediat. Ștefan răspunde. Ștefan Cepotaru are o versiune? Tutunul. Tutunul. Și în proporție de 10% ce se întâmplă? Nu ți-am minte, dar știu că se arde. Asta e esența. 90% se arde, normal, pentru că se fumează. Și 10% se aruncă, pentru că nu se fumează chiar tot tutunul din țigări. Este răspunsul corect, într-adevăr. Tutunul este o cultură agricolă care în proporție de 90% se arde. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, această cultură agricolă este cea mai importantă cauză de deces prematur din lume. Așa că nu fumați. Așa, să vedem. Surpriza 4 puncte, Blitzkrieg 8 puncte. Dar chiar dacă înainte de ultima întrebare surpriza rămâne la mai multe puncte în urmă, vom avea întrebări suplimentare, ceea ce le va da șanse să revină, dacă va fi cazul. Noi continuăm, atenție, mai avem încă câteva întrebări în această rundă, mai exact încă 4. În 1982, în Cuba, a fost emisă o monedă jubiliară pe care era imprimată imaginea unui negru bătrân, dar cărui american îi era dedicată moneda. Surpriza de această dată are o versiune. Ok, avem o versiune. Martin Luther King. Martin Luther King nu este răspunsul. Și asta nu poate ajunge. Da. Primul indiciu, numai pentru echipa Blitzkrieg, pe acel negru bătrân îl chema Santiago. Să vedem? Are o versiune echipa Blitzkrieg? Da, am o versiune, cred că este Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Această versiune nu a răsunat la masa de joc. Da. Oleg, tu imediat ți-ai amintit ceva și ai răspuns fără ca cu echipierii să înțeleagă? De ce? Nu, Santiago este un personaj de la Starica Mori. Bătrânul și Marea. Santiago este personajul principal din novela lui Ernest Hemingway. Bătrânul și Marea este răspunsul corect, într-adevăr. Un pescar sărac dintr-un sat de pe coasta Cubei este rolul principal al novelei Bătrânul și Marea, scrisă de Ernest Hemingway, acțiunea căreia se desfășoară în Cuba. Este răspuns corect pentru echipa Blitzkrieg, adus de capitanul echipei Oleg Pavlov. A avut inspirația, a apăsat imediat pe buton fără ca să se consulte cu echipa. Și toți membrii echipei erau surprinși la un moment dat, da? Că Oleg a adus răspunsul corect. Continuăm. Întrebarea următoare. În explicația acestei teorii artistice, se menționau paradoxal doar cilindrii, sferele și conurile. Numiți teoria. Surpriza de această dată. Da, vom încerca să răspundem cubismul. Cubismul. Adică teoria se numea cubismul, dar în explicația ei... Se menționau doar cilindrii, sferele și conurile. Cam care era explicația, Iulian? Cum crezi? Sincer, nu știu, dar cred că și acele forme geometrice sunt prezente. Mm-hmm. Uite, îți povestesc eu. Cézanne spunea că toate corpurile din natură pot fi reduse la cuburi, la cilindrii, sfere și conuri. La cilindrii, sfere și conuri, nu și la cuburi, dar mai târziu această idee, acest curent artistic a fost numit cubism. Este răspunsul corect, într-adevăr, pentru surpriza care acumulează 5 puncte. Deci 5 la 9 este scorul în acest moment. Întrebarea următoare este întrebarea a 7-a, penultima din setul de bază. Să vedem dacă va fi cazul să avem întrebări suplimentare. Ce loc era numit de William Shakespeare Visteria Bucuriei Eterne? Visteria Bucuriei Eterne. Nu
Acest loc cu denumire scurtă era definit de Ambrose Bierce drept un loc unde cel rău încetează să te mai necăjească. Surpriza? Versiunea noastră este rai. Raiul este visteria bucuriei eterne și locul unde cel rău încetează să te mai necăjească. Este răspunsul corect, într-adevăr? Am văzut că Valentina a aplaudat înainte ca eu să anunț că este răspunsul corect și a dat seama. Este, într-adevăr, un punct pentru echipa Surpriza. Înainte de ultima întrebare, aplauze pentru ambele echipe care au parcurs un drum lung până aici, în postură de favorită pentru câștigarea sezonului în acest moment. Înainte de ultima întrebare, este echipa Blitzkrieg, dar regulamentul spune că în cazul în care Surpriza răspunde la întrebări fără indicii, vom avea întrebări suplimentare până în momentul în care una dintre echipe va câștiga definitiv acest duel, da? Da. Întrebarea a 16-a, încă o dată repet, ultima din setul de bază. Sper că vă plac epigramele. Și fotbalul. Mai ales că acum toți sunt în febra campionatului european de fotbal, da? Mircea Ionescu Quintus dădea următoarea definiție epigramei. După sens și parametri, epigrama e un meci cu un 11 metri în... Scrieți sau spuneți-ne ultimele două cuvinte din epigramă. După sens și parametri, epigrama e un meci cu un 11 metri în... Cu care două cuvinte se termină această epigramă. Trebuie să apăsați pe buton, Iulian, pentru a rămâne în joc. Aha. Încă o dată îți voi citi epigrama. Cine răspunde? Eu voi răspunde. După sens și parametri, epigrama e un meci cu un 11 metri în... Nu știu. Unica chestie care mi-a venit la rimă și cred că cu asta o să pierdem grațioasă în Siberiile reci. În Siberiile reci. Despre fotbal, da? Despre fotbal. Așa. Este ultima întrebare. Cu ce se încheie această partidă și un meci de fotbal? Echipa Blitzkrieg. Nu știu, gol cu... Cu? Minute adugătoare. Cu minutul. Minutul care? 90. Cu minutul 90. Acesta era răspunsul corect. Un 11 metri în minutul 90 este ceva foarte frumos la fotbal, da? Și este ceva foarte spectaculos pentru spectatorii care privesc meciurile de fotbal. Din păcate, nu vom avea minutul 91 în duelul nostru, pentru că echipa Surpriza nu a reușit să găsească sfârșitul acestei epigrame, ceea ce înseamnă că Blitzkrieg câștigă sezonul cu numărul 3, cu scorul de 9-6 se încheie acest duel final. Felicitări încă o dată echipei Blitzkrieg. Echipele s-au ridicat deja de la mese, se felicită reciproc și în această atmosferă eu îi anunț că vor câștiga un set de premii de la Clubul Erudit Cafe, jocuri intelectuale, jocuri de societate. Iar eu vă las în compania interpretei Doinița German. Ne revedem săptămâna viitoare. La mai mult și la mai mare, mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Moldova 1. La revedere! Martor a fost luna, când am zis că lumea la doi o împărțim. Eu sunt de pe Venus, tu ești de pe Marte. Ne respingem poate, dar ne și iubim. Așa e bella, e firea, ne tachinăm cu privirea. Dar ne salvează iubirea, iubirea. Foc în ochii. Noi, ca și doi magneți goi, dacă ne respingem.
We'll be right back.